Bună seara, dragii mei! Sunt Arotela cu o nouă etalare la alegere pentru cei care vor să mă asculte. O etalare despre ce gândește, ce simte, ce gândește, ce își dorește, cum acționează și până la urmă ce face până la urmă. Vedem. Aveți ales între numărul 1, nebunul, numărul 2, turnul, numărul 3, calul. Sunt niște piese de șah mai vechi pe care le-am găsit și m-au distrat. Nebunul, turnul și calul. Vă puneți pauze și vă gândiți. Haideți să începem să vorbim despre primul număr, cei care ați ales nebunul. Situația implică să o luați de la zero. E un lucru care a fost așa în dubiu. Nici nu s-a riscat, nici nu s-a vrut, dar nu s-a făcut nimic. S-a vrut sau nu s-a făcut mare lucru, în fine. Hai să vedem ce simte față de voi în această perioadă. Numărul 1, cei care ați ales acest nebun. Ce simte pentru voi în această perioadă? Ce simte pentru voi? Ok, asta vrei? Wow! 10 de monede, Marele Preu și Soarele. Posibil pentru unii dintre voi. Acest personaj să fie deja căsătorit. Să fie tradițional din fire. Și voi să le aduceți o bucurie aparte prin energia pe care o degajați. Voi, eventual, femeile divine sau femeile implicate în această, nu obligatoriu, dar majoritatea femeilor implicate în această relație, să aducă o lumină specială, să aducă un soi de credință. Pentru că am senzația că acest personaj nu a manifestat musai credință, cât varianta tradițională a marelui preot, aceluia care se supune regulilor societății, își face familia pentru că așa trebuie, are copii, are ce trebuie, în principiu, cam asta e tradițional. Ce simte? Simt că un soi de iluminare în această perioadă, nu știu cum se va manifesta altfel, dar un soi de iluminare. În sensul că conștientizează cu Marele Preot, e un soi de schimbare mentală, energetică în sinea acestui personaj. Conștientizează că dacă într-adevăr e căsătorit, ce frumos ar fi fost dacă s-ar fi căsătorit cu voi. Cu voi era altfel. Viața era mult mai creativă, mai colorată, mai plină de veselie, de dans, de culoare, de voie bună. Cu voi era altfel. Altfel, 10 de monede e destul de plictisitor. Se întâlnește cu rudele, cu prietenii, mai sunt momente la, drăguțe, dar nu e ceva excepțional. Afară de faptul că oferă stabilitate financiară, că se crește, că se fac împrumuturi bancare pentru casă, pentru teren, pentru aia. Și asta e. Vor îmbătrâni în acest. Da, interesant, chiar vorbeam și am zis o chestie de alegeri. Lucrurile sunt blocate. E tăcere între voi, e distanță, dar stau și se gândesc. Se gândesc. Dacă ar fi fost să aleagă. He, he, he. Hai să și clarificăm. 10 de monede. 10 de monede. Cu scoală și mare preoție un soi de trezire spirituală. Cât e de subtilă că variază de la om la om, la un ateu va fi într-un fel, la un om care crede în Dumnezeu la modul tradițional, bisericesc, va fi într-un fel, la un om care e deschis către spiritualitate va fi altfel. Regina de spade. Da, este o relație rațională, aș spune. Acea căsnicie este o relație rațională, probabil cu un semn de pământ sau cu un semn de aer, sau sunt implicate pământ, aer în acea relație. Posibil, în această perioadă, să simtă că a trăit într-o confuzie, chiar dacă a avut opțiuni și el și ea și cine o fi, a trăit într-o confuzie. Și că, de fapt, dând măștile jos, vede că, de fapt, adevărata relație, apropo de ce am zis, este de la suflet la suflet. Dar, pentru unii care nu sunt căsătoriți, posibil că își doresc, cum am zis mai devreme, să aibă și o relație de lungă durată.
Însă asta implică, apropo de rațiune, implică respectarea unor reguli, a culturii, a religiei, a, eu știu, a chestiuni de educație, sunt chestiuni de bani, de moșteniri, iar alte lucruri, dar asta simte. Marele preot, clarifică Marele preot ce simte. Șase de bâte. Da, dacă ar fi liber, dacă nu ar fi căsătorit și ar putea să divorțeze, sau dacă religia, condițiile, familia le-ar permite, ar pleca chiar acum să vă cucerească, să vă ceară, să vă pețească, să vă pețească și-ar dori într-adevăr o relație de lungă durată. Nu știu cât de tradițională, pentru că cu acest soare, voi sunteți, sunteți o lumină în viața lor. Că recunosc, că nu recunosc, sunteți o lumină și asta simt. Simt că aveți căldură, simt că generați multă înțelepciune, nu doar căldură și voie bună, simt că aveți victorii. Și dacă nu ar fi chestiunile acestea legate de, probabil și chestii legale și rațiuni care țin de bani, de moșteniri, repet, familie, ar încerca să vă cucerească. Ideea este că, într-un fel sau altul, unii dintre voi, dacă voi sunteți ghizi spirituali, aveți succes, simt că aveți succes, simt eventual că meritați pe altcineva, deocamdată iese vindecă, poate și într-un fel sau altul, chiar de la distanță, îi vindecați. Artistul și împărăteasa, asta sunteți. Sunteți un om care vă creați. Ambele reprezintă creativitate. Vă creați viața, soarele, asta e forța creatoare. Da? Și vă vindecați de minciuni, de jocuri mentale care s-au manifestat, de faptul că ei v-au ascuns, că sunt atrași de voi, că vă respectă. Clarificăm soarele, da? Interes, multe. Da, soare, au pierdut ocazia cu voi. Aici este. Simt că au pierdut ocazia. A venit soarele pe strada lor, a venit dragostea în viața lor și ei stăteau și munceau, se erau obosiți în această relație karmică, de familie, chestiuni de familie. Poate nici nu sunt căsătoriți, dar sunt chestiuni de familie în care muncesc, muncesc, muncesc. Și roata norocului s-a schimbat pentru că voi aveți opțiuni și au rămas cu visurile. Poate și cu alte opțiuni, dar nu se compară. Toate opțiunile lor la un loc nu se compară cu acest soare. Deocamdată cam asta a fost ceea ce simt. Simt că ar trebui să schimbe energia, ar trebui să acționeze, să nu mai fie depresiv, să nu mai fie preocupați doar atât de muncă, de bani, de chestii. Repet, chestiunile acestea care țin de, eu știu, niște obligații contractuale, șapte, casa șapta a relațiilor de lungă durată, pot să fie și job, pot să fie și familie, pot să fie și căsătorie și ce-o fi, da? Au pierdut ocazia, asta este, asta simt. Ar trebui să... A fost o întâlnire predestinată să le arate lumina, să le arate o altă variantă, să le arate câtă confuzie trăiesc, în ce confuzie trăiesc, ce măști și ce proiecții au pe față, au în viață, și nu doar ei, cât și oamenii cu care relaționează, sunt chemați la transformare, dar anumite aspecte ale acestui lucru acum îl simt. Acum îl simt. Ce gândesc? Ce gândesc? Numărul 1, ce gândesc? Ua, a venit normal și s-a răsucit. Ia uite, nu. Roata norocului, da, interesant. Dar s-a răsucit în mâna mea. Ce gândesc? Exact. Dacă au stat pe loc, gândesc că e cazul să se miște, să schimbe energia atât cât se mai poate. Ia uite, călătorie, comunicare. Dar conștientizează că voi o să-i blocați. Voi, împărăteselor, că vă ocupați de victorile voastre. Sunt conștienți că nu e ușor. Nu e ușor. Ce gândesc? Vine cam multe, dar le punem așa.
Marea preoteasă și marele preot, 5 de spade și 6 de cupe. Normal trebuia să fie 3, dar le lăsăm așa. Ce gândesc? Că voi deja știți. Cu marele preot și marea preoteasă și soare, am zis, unii dintre voi sunteți deja ghid spiritual, deja știți. Și care e viitorul vostru și dacă e posibil, dacă vor acționa, că voi deja știți. O să clarific. Sunt niște secrete, sunt niște confuzii. Oricum, ce gândesc? Că deocamdată probabil au ales și au ales greșit. Au ales varianta tradițională, banii, și nu s-au ales cu mare lucru. Le este dor. Își dau seama că acolo cu cine sunt nu e prea mare bucurie. Ce gândesc? Eventual, da, își doresc o împăcare cu 6 de cupe. Își doresc foarte mult o împăcare. Sunt conștienți că trebuie să se lupte din răsputări, 5 de spade, să depășească și ego-ul lor și multe alte influențe mentale, verbale, negative din viața lor. Mai ales majoritatea vin din familie și din preajma prietenilor. Da, și-ar dori să se împace cu voi. Asta se gândește. Ce frumos era? Că voi simțeați. Voi nu, cu voi nici nu trebuia să vorbească foarte mult, pentru că voi simțeați. Le simțeați stările. Dar dacă ar acționa să se împace, ar trebui să acționeze un pic mai în umbră, mai în secret, ca să nu perturbe invidiile și tendința celor din jur de a se opune acestei relații. Că sunt niște influențe care vin în viața lor și se opun acestei relații într-o anumită formă. Prieteni, nu știu cine, roata norocului, clarificăm roata norocului. Foarte multe cărți, n-aș fi luat așa de multe, dar justiția, da. E tăcere, într-adevăr, și-ar dori să vă ofere șansa sau să-și ofere șansa unei noi relații, pentru că le este dor nespus, își dau seama că au pierdut o ocazie. Dar, ce? Am zis o chestiune, ori de contracte, ori de probleme în justiție, în legătură cu banii, cu moștenirile, poate au fost căsătoriți sau divorțați și trebuie să plătească pentru copii, chestii, zăpăceli, lucruri de care, slavă Domnului, eu n-am parte, dar probabil că unii au parte. Eventual nu au fost corecți într-un anumit fel și ar trebui să schimbe această energie, să schimbe incorrect, pentru că sunt conflicte. Da? Au pierdut ocazia, nu s-au implicat. Asta e o chestie de corectitudine, de echilibru, de justiție. Eventual, ca să schimbe această energie, iar se gândesc ei ca să înceapă ceva nou, a trebuit să renunțe la prieteni, petreceri, triunghiuri amoroase, eu știu ce ar mai putea să fie, alte influențe, 5 de spade, și să divorțeze sau să se poarte corect sau să fie politică licore. Da, uite, asul de spade, să comunice despre confuzii, despre suferință, despre problemele financiare, despre problemele de cuplu. Așa ar trebui, pentru că sunt conștienți că voi, cu voi pot să discute chestii profunde, marea preoteasă. Ce gândesc? Ia uite, spânzuratul invers. Intuiția, probabil și în vise, intuiția le spune că ar trebui să se elibereze de această karmă, dar ca să poată să aibă parte de o relație fericită cu voi. Dar deocamdată această fericire doar în vise, în visuri. E o separare mare între voi. Turnul, 8 de spade, 6 de spade, poate și distanță. Asta e noua lor perspectivă, probabil sugerată iar, repet, prin vise, prin intuiție, prin cine știe ce stări. Ambele reprezintă zodia peștilor, a lucruri necunoscute, impalpabile. Dar, care aduc lumină, a zis soale aici. Sunt pe cale să se trezească, cu alte cuvinte. 5 de spade.
5 de spade, 4 de monede. Exact, conflictul mental în care sunt. Ce să fac? Să stau să fiu tradițional? Sau să mă duc să cuceresc persoana 5 și 6 de... cavalerul și 6 de bâte? Să risc, apropo de nebun, că ați luat nebunul, să risc să cuceresc? Să exprim, cavalerul exprimă, nu doar verbal, dar și prin acțiuni, prin gesturi, poate să fie romantic, sunt printre cei mai romantici, cavalerul de bâte. Pff. O fi el de foc, dar e super romantic, dar e căpiși pe spate când vine cavalerul de bâte. Zici, wow, ce frumos e, ce aș vrea să fiu cu el. Dar îți dai seama, totuși un om înțelept își dă seama, da, aș vrea să fiu cu el, dar lasă, mai bine mă abțin. Și voi sunteți în categoria celor înțelepți care probabil se abțin, dar... Aici e partea frumoasă a poveștii, a vieții, nu? Ce fac? Stau în patru de monede, în patru, în casă, în relațiile acestea casnice, tradiționale, doar cu grijă la bani, să nu pierd stabilitatea aia firavă, o stare de plictiseală. Pentru mine, patru de monede este un personaj care nu se deschide emoțional și care are relații karmice. Apropo de justiție, care înseamnă într-o anumită formă karma. Da, ar putea să schimbe roata norocului. Se gândește că ar putea. Se gândește că e remitul. Analizează. Ce frumos ar fi să începem o relație. Că mi-e așa de dor. Mi-e așa de dor. Ce se decupe. Probabil mai și plânge. Regretă. Că e căsătorit, căsătorită eventual. Dar aici este. Aici este conflictul mental. Între, vedeți? A acționa, acțiune, roata norocului de două ori. Cavalerul e acțiune. Dacă nici cavalerul nu e acțiune, ce mai e acțiune? Da? Impetuoasă. Da? Cuceritoare. Zâmbete, flori, îmbrățișări, sărutări. Și restul, vom vedea. Dar măcar să încerce, că altfel cum să se manifeste împăcarea, șase de cupe? Că oricum știți, oricum le simțiți, asta e că e Marea Preoteasă, Marele Preot, Soarele și șase de cupe, voi oricum simțiți. Dar ideea e să și facă, nu să... Că aici a fost problema, am zis, a venit când am aruncat, a venit pe orizontal. Nu prea s-au implicat așa de mult. Da, trebuie să muncească. Dar deocamdată stau în spatele, să muncească în relație cu voi, dar deocamdată stau blocați în spatele unui zid, cum că au mamă și trebuie să muncească, să dea bani acasă, sau soția, uite, soția și familia, sau mama, sau rudele, da? Și totuși trebuie să aleagă. Băi, ia uite, îndrăgostiți doi de cupe. Păi, aș putea să am o relație stabilă și cu acest personaj, cu soarele ăsta din viața mea, dar pentru asta trebuie să muncesc. În relația karmică nu e chiar așa. Adică m-am obișnuit, s-a obișnuit persoana respectivă să muncească, să aducă bani în casă, să facă, să se ducă în străinătate, să vină, să eu știu ce să facă, zic și eu așa. Dar nu. Șase de cupe. Asta când a picat, nu știu. Acum, uite, șase de cupe, 8 de monede, de bâte. Ar trebui să meargă, să vorbească, să călătorească, să se implice. Da, iaca, nu trebuie să-ți ridic vocea. Într-adevăr, scuzați-mă. Dar poate că aici e chestia, să depună un pic de efort, să fie mai pătimaș. Bună, ce faci? Că fă? Când aud, când văd pe mesaj, că fă? Bă, nici măcar să-ți ridic ce faci, nu poți, măi? Asta în cazul în care cineva îți trimite ceva de ceva. Că fă? Fuc! Da, iată. Da, aici este. Într-o relație trebuie să aleagă într-o relație tradițională și o relație în care, da, poate să aibă succes, poate să aibă stabilitate, este un alt sistem de valori în care este și dragoste și ghidaj divin. Gândesc. De gândi gândesc. Că proști nu sunt. Hai să vedem. Asta e un alt fel de relație, de etalare. Făceam altfel această etalare. Acum am vrut să o fac un pic mai complexă. Ce își doresc? Lucruri total diverse. Și ce simte și ce gândește și ce își dorește. Ia uite. Împăratul să fie în control. Că așa îi place acestui personaj să fie în control. Marele preot așa învățat acolo în căsătorie, în relație. Sau, eu știu, în familie. Poate e tatăl și cu soția și cu amanta. Că tatăl a învățat să fie în control.
Lasă băiatul, tati, că noi suntem bărbați, nu trebuie să ne limităm la o femeie. Mesaj pentru cineva. Știți că mai sunt și tați de ăștia. Ce își dorește? Dar își dorește să fie în control. Deocamdată se abține, se controlează, visează la voi, da? Degajare de fluid de când visează o grămadă, dar probabil se autostimulează, că ce să facă mai bine dacă nu poate să fie cu voi. Dacă sunteți împreună, rămâne de văzut ce își dorește. Hai să vedem. Da, tot să fie în control. Oho, trei de spade. Dezamăgire a treia persoană. Soția, mama, eu știu, Xulescu, fosta prietenă, cine o fi. Deci e dorință foarte mare. Își dau seama că trebuie să comunice frumos, dar aici este fericirea, soarele și nouă de cupe sunteți voi. Voi sunteți aici, dar atât timp cât ei sunt căsătoriți, când ei sunt cu acest, sau poate nu sunt căsătoriți, sunt în acest patru, în această atitudine tradițională, n-au cum să se bucure, nouă de cupe și soarele, de o relație autentică, deschisă. Dracu ochiul își mai aprind, eu știu, senzorii din când în când, când comunică, când se gândesc, când vă ascultă, dar deocamdată suferă. Într-un anumit fel, ce își doresc. Da, își doresc măcar așa, un pic să fiți împreună. Cum ai zis? Măcar un pic să vă vadă. Ia uite, regele de spade. Fac, ce nu-mi place mie regele de spade. Ia uite-ați, moarte. Măi, nu se poate așa ceva. Aici ei sunt conștienți că trebuie să schimbe energia pentru că cu voi nu se poate. Ori totul, ori nimic. Probabil că unii dintre voi aveți planete în casa 8-a sau în zodia Scorpionului. Ori totul, ori nimic. Voi nu veți sta pe post de amante. Sau amanți, eu știu ce o să fie. Iar a treia persoană. Iar un personaj care încearcă să fie în control, să fie distant, să zică, oh, da, ce sexy ești, ce drăguță ești, nu mai poate de pasiune, dar, că simte soarele, da? Simte atracție. Între timp, eventual, dacă nu e cu voi, găsește înlocuitori. În fine. Da, asta e. Ce își dorește? Să fie în control. Deocamdată asta își dorește, să fie în control. Chiar dacă... interesant, mai vedem o carte. Împăratul. Clarificare împăratul. Da, uite, vă spionează. Știe că ar trebui, apropo de nebun, să o ia de la zero, ar trebui să riște, nu să stea să se uite, iau-te, pentru că ce așteaptă dragoste, pasiune, nebunie, regina de cupe și regina de bâte, șase de bâte, de spade, probabil că la drum. Da, probabil că visează, că rup hainele de pe voi, că la, dar deocamdată nu fac nimic, iau-te. Nu fac? Cinci de monede, visează. Trei de spade, clarificăm, trei de spade. Da, lume. Asta este. Cu voi ar putea... Ia uite, și regele de cupe, am văzut mai devreme regina de cupe, acum regele de cupe. Voi înțelegeți, voi simțiți, vă adoră soarele, da? Ce simte soarele? Vă adoră. Lumea, asta își dorește, să vă... Deja v-a pus în mintea lor pe un piedestal, să vă sărute din cap până în picioare, din vârful degetelor, de la picioare până, eu știu, în vârful urechilor. Dar e un capitol încheiat. Că de-aia e zero. E încheiat. E încheiat. Și suferă. Că își dau seama că persoana care ar fi trebuit să fie totul nu e în viața lor. Pentru că v-a făcut să suferiți. Regele de spade. De patru. Uite, astea. Patru de monede. A, las că se mai duce la altă prietenă, la soția care când doarme o mai pipă, o mai alintă, cât o alintau, patru de monede. Cu alte cuvinte, nu vrea să vă arate ce își dorește. Își dorește să fiți totul, să fiți, să vă domine eventual cumpăratul, dar deocamdată niciuna, nici alta nu cred că face. Vă urmărește, știe că ar trebui să o ia de la zero. Dacă tot vrea să fie împărat, să fiți totul și să fiți, să fie și ei totul pentru voi, dar deocamdată nu fac nimic. Își doresc să fură așa cât o privire, cât un sărut, cât o atingere.
Se mulțumesc și genul de... genul de oameni care se mulțumesc cu puțin, dar nu cred că vă mulțumiți voi. Eu așa am senzație. Dacă greșesc, îmi pare rău, căutați alt număr. Ce intenționează? Numărul 1, ce intenționează? Pentru că logica le spune stai la locul tău, că e prea strălucitoare sau prea sexy pentru tine. Dar și-ar dori să fie cu voi. E un capitol încheiat în care ei rămân cu gândul, mai visează. Să vă prindă undeva așa, într-un loc pregătite, nepregătiți și să vă sărute, să vă mai... Ce intenționez? 9 de cupe, 8 de spade, 7 de cupe. Ce intenționează să viseze? Poate mai beau și un pic mai mult, stau deocamdată blocați în gânduri, sunt blocați în gânduri. Poate chiar obsedați într-un anumit fel de această mare forță energetică, spirituală și sexuală pe care o aveți. Știu că ar fi putut să aibă totul cu voi, dar deocamdată sunt blocați. Blocați. Și visează 7 de cupe. Ce intenționează? Să viseze în continuare, să se, eu știu, auto-stimuleze vizual, auditiv, când vă ascultă, când se uită la pozele voastre. Știu, își doresc un nou început, dar deocamdată nu. 9 de cupe, în acest context, ar trebui să-și ceară scuze, interesant, și să învețe să se iubească, dar... 9 de cupe, pentru că e clar, acest personaj nu prea... Ia uite... 9 de cupe, ia uite, 5 de spade și regina de spade. A trebuit să se lupte pentru voi, să comunice. Cât de fericit sunt în preajma voastră, dar preferă să stea lângă personaje care comunică negativ, care influențează negativ și eventual îi determină într-un fel sau altul să aibă niște excese emoționale sau niște acțiuni marcate de excese emoționale, poate chiar de băutură. Asta văd eu. 8 de spade, luna și 6 de cupe. Ce intenționează? Da, iar visează. Visează că, că poate totuși vă împăcați, că poate că oricum voi comunicați telepatic. Visează. Deocamdată n-a ales. Da, ales. Știu că sunteți suflete perechi, că îi simțiți că aveți capacități telepatice, telechinezice, de care vreți voi, spirituale, aveți capacități, simțiți, știți. Știu. Dar ideea e că trebuie să aleagă. Iar. Ori dezamăgirea, ori împăcarea. Dar pentru împăcare trebuie să se lupte un pic, să se implice. Ce e asta? Uite. Asta. A venit așa pur și simplu, apropo de luptă, puterea și cavalerul de cupe. Să vină, să fie un pic romantic, să-și ceară scuze, să se lupte. Să fie puternic, să aibă încredere, pentru că știu, știu că ați putea să-i înțelegeți, ați putea să-i iertați dacă s-ar implica mai mult. Dar ce intenționează? Roata norocului iar apare între rațiune și dragoste. Rațiunea cred că ține pe loc. Rațiunea cred că ține pe loc. Cum acționează? Ia uite, iar împăratul stau pe loc. Ia. Valetul de cupe, regina de bâte, judecata și împăratul. Cum acționează? Deocamdată sunt în postura lor tradițională de căsătoriți sau de oameni în control, în control. Unii dintre ei. Da, vreau să mai clarific un pic. Valetul de cupe. Ar trebui să comunice, să-și ceară niște scuze sau să comunice despre ceea ce simte. Da. 9 de spade, în loc să comunice, stă în pat sau la masă sau cu paharul în mână și se gândește și își face griji. Nu, nu stă, nu face. Ar trebui, cu
cum acționează. Știu că ar trebui, dar nu. Deocamdată își fac griji. Regina de bâte. Ar trebui să cucerească, ar trebui să aibă încredere, ar trebui să fie... Ia uite, se ia calul. Dar deocamdată se ia calul, adică se intre mișcare apropo de roata norocului. Să aibă încredere în ei, să cucerească, repet, de mai multe ori. Dar regina de spade stă pe scaun. Rațiunea, le spune. Intuiția, ceva le spune că da, ar putea să se miște, dar deocamdată stau. Raționează prea mult, probabil, uite, turn în separare. Dar cum să mă separ de mama sau de soția? Cum? De persoana care mă asigură stabilitate financiară? Cum? În fine, nu știu. Judecata. Nu e judecata, nu e o chestie de acțiune. Doar regina era, dar regina e blocată. Sunt două regine, poate sunteți... A, interesant, ce mai simte? Ce mai simte? Da, simte. Că dacă ar veni să vă cucerească, ea spune la punct pentru că sunteți badass. Regina de bâte și regina de spade, nu contează zodia în care sunteți. Contează unde sunteți, că voi sunteți soarele. Sunteți puternice sau puternici, mental, energetic, spiritual. Aveți încredere în voi și rațiunea voastră vă spune eventual că ce faci mai după atâta timp? Ce? Până la urmă cu ce vii? În fine, mesaje și mesaje. Aici cred că face parte din fricile lor. Această energie posibil să fie a voastră, vedeți. Nu, am zis, nu vă mulțumesc cu jumătăți de măsură, cu firmituri, cu sferturi, cu ce-o fi. Nu, vreți totul sau nimic. Judecata. Asta, ar trebui ca să renască această poveste, ar trebui să se lupte. 5 de bâte, 5 de spade, am mai văzut. Dar ei sunt în varianta mentală. Regele de spade apare a doua oară. Varianta mentală care se uită de la distanță, poate vă și urmăresc cu 3 de bâte. Împăratul? Ce face împăratul? Scamul de nu prea multe. Împăratul, dăm o carte pentru împăratul. Împăratul nici nu acționează, stă, așteaptă să... au venit două, încarți mai puțin. Da, au venit invers. Nu sunt conectați la intuiția lor? Marea preoteasă invers? Și ăsta ce este? Cavalerul de spade, care este în acțiune, dar a venit invers, care nu spune, care nu acționează. Stă! Patru? Stă! E cel mai static număr, cea mai statică formă. Geometrică. Patru, ia uite acum anul. 4-4, deci mai statici ca aceștia cum să fie. Ia uite, regele și 10 de spade. Ar trebui să renască. Din 10 de spade, că suferă. Și să aibă încredere, dar... Cine știe când? Cine știe când? Ia uite, la capătul setului de cărți, în continuare lună, confuzii, frici, în legătură cu stabilitatea, știu că ar trebui să vină să vă cucerească împărăteselor, dar... Mie la acest număr nu mi-a apărut ce... După cum ați văzut și voi, dacă voi puteți să vreți, simțiți nevoia să interpretați altfel aceste cărți, este alegerea voastră, dar nu mi s-a părut prea implicată. Stați un pic, persoana, stați un pic ca să luăm și un mesaj. Mesaj. Ia uite. Apreciază această dragoste. Acest moment. Dar a venit invers. Nu prea știu să aprecieze acești oameni și fiți doritor sau fi doritor să exprim dragoste. Aceasta ar fi sfatul. Aceasta și-ar dori să exprime dragoste. 6, da? Dar, deocamdată, slow down. Cam înceți. Îmi pare rău că v-am dezamăgit, dar așa au ieșit cărțile. La acest număr, la acest nebun... Nu mai pun pauză pentru că atunci când am pus pauză s-a decalat sunetul la etalarea pentru octombrie. Așadar,
trebuie să așteptați până strâng cărțile. Și ce mai trebuie să faceți? Să vă gândiți. Să ieșiți în această stagnare și voi. Cred că roata norocului se referă și la voi. Am zis că oamenii nu sunt proști, sunt inteligenți, dar au o problemă cu acest tradițional, da? Acest tradițional versus spirit, căldură, expansiune, generozitate, ce sunteți voi. În fine. Cei care ați ales turnul. Yes! Cei care ați ales turnul. Ops, a venit turnul cu capul în jos. Probabil lucruri neașteptate în relația dintre voi. Ce simt? Eventual, dacă a fost separare, turnul înseamnă separare. Unul dintre voi refuză separarea într-un anumit fel. Că o știți, că nu știți, că se vede, că nu se vede. Cu alte cuvinte, tot speră că se va reconstrui, că se vor schimba lucrurile. Cam am două lumânări, de fapt. Da, deocamdată speră să mai aprind un bețișor. Îmi dați voie să aprind un bețișor? Încă unul? De ce să nu dați? Cu aromă de liliac. Liliac. Așa, deci, dragii mei, cei care ați ales acest turn, posibil niște situații neașteptate s-au întâmplat în viața voastră, în relația dintre voi. V-ați întâlnit într-un mod neașteptat. V-ați îndrăgostit într-un mod neașteptat. V-ați separat într-un mod neașteptat. Turnul în tarot este simbolizat de numărul 16. Într-un mod neașteptat s-a manifestat unul. Comunicare, eventual, sau pur și simplu, întâlnirea dintre voi doi care a creat un anume tip de dragoste. Șase reprezintă îndrăgostiții. Da? Și v-a pus în postura să alegeți. Șase înseamnă îndrăgostiți, dar înseamnă și alegeri importante în dragoste. V-a pus în postura și pe voi și pe ei să alegeți. Între un stil de viață până la acest turn și un viitor stil de viață împreună, eventual. Okay. Ce simte pentru voi numărul 2? Ce simte pentru voi numărul 2? Turnul invers. Am zis, o refuză separarea, nu cred că m-a părăsit, nu cred că se va întoarce. Ori dacă își dă seama că s-a produs ruptura, își dorește reconstrucția. Vedem. 6 de spade, distanță între voi. Își dorește să renunțe la ce simte. Simte că e cazul, nu că își dorește. Simte că e cazul să renunțe la apele tulburi. Și să meargă înspre soare. Posibil să facă o călătorie. Să iau și pe acestea. Destul de multe. Destul de multe. Cum să le pun așa? Încearcă să se detașeze emoțional. Probabil că la lună plină, în mod special, încearcă să se detașeze emoțional. Să se concentreze pe dragoste față de ei înșiși, dar dar apare un anume tip de conflict mental. În mintea lor. Sunt foarte mentali. Am început cu 6 de spade, văd că se termină cu 5. Probabil că mai sunt niște influențe, niște prieteni, niște rude, eu știu, alte relații în viața lor. Conștientizează că între voi este o relație foarte profundă, dar iar am zis 2 de monede. Trebuie să aleagă. E o relație care oarecum îi dezechilibrează. Ce mă fac dacă mă implic în această relație? Pentru că mai am alte chestii. Neapărat o altă relație. Poate am carieră, poate am familie de crescut, de întreținut, de... Da? Probabil că unii dintre ei preferau să fie singuri, valetul de bâte. Să se mai întâlnească cu unii, cu alții. Și aici este conflictul. Vedeți? Conflictul mental.
Ce fac? Să fiu împreună cu persoana, cu cei de la numărul 2 sau să fiu singur, singură, eventual? Aici e conflictul. Am de ales. Încearcă, aș zice că încearcă să se detașeze emoțional. Poate că simt că și voi v-ați detașat emoțional, da? Din cauza că e distanță, că e separare între voi, da? Și simt că și voi vă puneți această întrebare. Ori împreună, ori singur, singură. Că apare doi de cupe și atunci sunteți, vă simțiți unul pe celălalt. 9 de monede, ia uite, persoană singură, puternică și regele de monede. Și turnul interesant, unul cu o putere financiară mai mare decât celălalt. Dar regele de monede e o persoană care, și cu 9-10, da, și-ar dori să fie împreună cu voi, pentru că știu că sunteți puternici. Dar deocamdată separarea aceasta îi pune pe gânduri cu 5 de spade. 5, 5, 5. Trebuie să schimbe acest stres și un anume tip de dezechilibru emoțional, când spatele celor două monede sunt ape, sunt valuri, valuri, valuri. Aș merge și n-aș merge, aș merge și n-aș merge. Dar trebuie să inițieze. Ce simt? Simt că e cazul să inițieze ceva cu valetul de băte ca să puteți să fiți împreună, doi de cupe. Dar sunt deocamdată, repet, se și vede, în niște conflicte mentale. Poate sunt și influențe. Hai să ne 6 de spade. Ia, spânzurat, ori stau pe loc, ori merg. Păi, pasiunea este aici, în brațele voastre. Pasiune și emoții și satisfacție cu voi. Simt că pot să fie fericiți. Dar probabil că situația a stagnat, poate că și stagnarea a adus turnul și separarea și ce o a fi adus. 8 de cupe. Ce simt? Din ce motive stau, stagnează? Poate știți, poate nu știți. Niște legături karmice, legături karmice. Da. Simt că trebuie să se elibereze. Simt că trebuie să se elibereze de cupele goale, de oameni care nu îi împlinesc și să meargă înspre voi. Să meargă, 8 de cupe, să meargă înspre voi, spre 2 de cupe. Dar pentru asta trebuie să inițieze călătoria, nu? Și între timp stau și se gândesc ce să fac, ce să fac, ce să fac, ce să fac. Aștia sunt. Poate unii au un copil, poate și influențează valetul să fie și un copil. O altă relație posibilă. Poate copil. Nu obligatoriu, dar... Dar simt pasiune cu valetul de bâte în continuare, simt comunicare emoțională, simt empatie, dar au și multe conflicte și alte influențe. Alte influențe, ia uite. 8 de cupe, steaua. Am fost clarificată de stea. 8 de cupe merge către 9 de cupe, care și pentru mine și pentru alții reprezintă steluța, varianta mică a speranțelor, 9 de cupe. Ești tot ce mi-am dorit, tot ce am sperat, tot ce am visat, da? Apropo de spânzura și stea. Probabil că încă visează la voi. Speră că veți fi împreună. Ia uite. Intuiția le spune că veți depăși acest moment. 5 de monede. Dificil. Veți depăși și veți fi puternici împreună. Asta le spune intuiția. Aici nu mai clarifică. Deja au fost clarificate destule cărți. Au fost. Cărțile pentru numărul 2. Simt că trebuie să lase tot ce îi ține pe loc și cupele acelea goale. Ia uite, iar apare steaua.
Ce gândesc? De două ori steaua. Că trebuie să se vindece, să meargă către misiunea lor. Poate unii au o lucrare publică de făcut. Dar chiar dacă au lucrare publică de făcut, dragii mei, nu uitați că voi sunteți puternici împreună. Poate că și voi aveți o lucrare publică. Mai mică, mai mare. Unul mai mic, altul mai mare. Nu contează. Da? Poate unul are lucrare publică spirituală, altul de altă natură. Iar este distanță, steaua înseamnă distanță. Ar vrea să vină chiar acum, iau de să vă spună că vor să vă protejeze, că vă iubesc și nu au arătat, că vor să vă protejeze, că vor să facă casă cu voi sau să fiți împreună. Na, nu știu acum ce sunteți bărbați femei, dar... Interesant, 16, turnul ați are 16 și apare 17, urmarea. Ce înseamnă, da? Vindecarea. 16 turnul și 17, adică am zis că cineva refuză această separare. În ce sens refuză? Vrea reconstrucția, nu mai vreau separare, pentru că separarea asta nu mi-a adus nimic bine. Ce gândesc? Ia uite, 7 de spade. Că se mint pe ei dacă fug, interesant, de această misiune, de această vindecare, dacă fug, dacă încearcă să emoțional, 8 de cupe, dacă încearcă să fugă emoțional de ceea ce simt pentru voi, își dau seama că se mint. Gândesc că eu mă mint dacă dau impresia sau dau senzația că nu simt față de numărul 2. Eu, de fapt, simt foarte multe și vreau și sper să fim împreună. Dar nu am arătat. Iar trebuie să vindece această tendință de a fugi și de a nu arăta. Și gândesc. Ia uite. Că vor să ofere reciprocitate. Că simt multă... Ia uite. Multe emoții, dar și multă pasiune. Poate că au tendința, am zis, să se mai ducă în stânga și în dreapta ori unul, ori celălalt. Nu știu care dintre cei implicați aici, dar... Hai să clarificăm steaua. Ce gândești, steaua? Important este că speră. Ia uite ce frumos! Ambele înseamnă comunicare. Magicianul în plus înseamnă manifestare. Speră să manifeste un nou început în victorie, în dreptate, în adevăr. Adică... Să se vindece de tendința de a, nu musai de a minți, cât de a nu arăta că simte. Știți, genul de oameni, haideți că și eu fac și poate toți ați mai făcut, da? Simți foarte multe lucruri pentru cineva, dar nu arăți pentru că nu e poziția potrivită, nu e situația, nu e aia, nu e la altă, nu-s condițiile. Și nu arăți. Și uite, așa trece ocazia sau se întâmplă separarea, pleacă celălalt sau eu știu ce s-a întâmplat, din ce motive, da? Asta gândește, că ar trebui să comunice. Probabil, măi, cineva comunică în public. Poate sunt două tipuri de comunicare. Magicianul e mai expresiv, mai spectaculos, mai de scenă. Celălalt poate să țină de vindecare, de dreptate, de adevăr. Poate că amândoi, am zis, posibil, am zis că sunteți puternici. Gândește că amândoi puteți să manifestați. Iar, ce gândește? Că amândoi puteți să manifestați o nouă misiunea vieții voastre, nu știu, o nouă relație foarte strălucitoare. Asta e în gândul lor. Da, trebuie să comunici, iar. 7 de spade. Ce gândești? Ia uite. Secrete. Da, că au pierdut ocazia, că voi oricum... Intuiția le spune că s-au păcălit când au încercat să plece, dacă au refuzat această dragoste, ce a fost între voi, separarea sau... Ia uite, 2 de monede. Sau... Da, am zis unul... Măi, nu știu dacă am zis, dacă nu zic acum. Ia uite, tot peste aia, aveți de vindecat. Unul vindecă, altul fuge de vindecare. Interesant. Și trebuie să nu mai fugă. Trebuie să nu mai fugă. Unul dintre voi fuge de misiunea sa de vindecare, de dragoste față de celălalt și celălalt e deja în misiunea sa. Marea Preoteasă și Steaua, pardon, am zis unei misiune spirituală. Speră, dar degeaba speră dacă în loc să se poarte corect, înalt,
nobil, marea preoteasă, conectat la divinitate, acest personaj fuge, se gândește că voi oricum simțiți voi, dacă voi aveți un grad de spiritualitate peste medie, se gândește că voi simțiți orice minciună, simțiți orice falsitate, simțiți orice așa zisă neimplicare emoțională. Simțiți, pe lângă faptul că e telepatie, mai aveți și niște calități extrasenzoriale și spirituale destul de dezvoltate. Wow! 6 de monede. Ce gândește? Ce mai gândește? Că e 2. Trebuie să discearnă între bine și rău. Trebuie să învețe să discearnă între bine și rău ca să se poată manifesta aceste cele mai zi. Wow! Pentru că am de zis, măi! Deci ce aici n-am văzut, foarte rar am văzut așa ceva. Da? Și steaua și marea preoteasă? Păi, aici este. Unul fuge de misiunea sa, de dragoste față de el, altul știe deja ce are de făcut. 6 de monede. Clarificăm 6 de monede. Ce gândește? Ne? Mi s-a părut mie? Ia uite, 9 de monede. Și temperanță. Că vă puteți echilibra, 6 și temperanța, amândoi vă puteți echilibra, vă puteți vindeca, puteți să construiți împreună. Dar aici iar este o altă problemă, de independență versus relație 2 de cupe. Cum am zis mai devreme? Și iar se mai gândește că dacă nu vin corect, vindecat, vindecată, un manifestor de vibrație înaltă. Îmi place să spun această expresie când văd aceste cărți. Un manifestor, pentru mine magicianul e manifestor de vibrație steaua înaltă, care cuvântează în dreptate, în speranță, în adevăr, în credință. Da? Asta se gândește. Dacă vreau să încep ceva nou cu acest personaj, poate voi sunteți stelele, sau or fi și ei, dar dați înapoi, nu mai repet, da? Trebuie să vină corect ca să fie relația echilibrată, pentru că voi aveți tot ce aveți nevoie. 9 de monede preîmpărătesele. Și ei poate au tot ce au nevoie. Dar ideea e să nu mai fugiți de emoții. Mai dăm o carte pe Marea Preoteasă. Ia uite, lupta. Lupta? Și aici. Ia, extraordinar, ia uite. Marea Preoteasă și luptea și 5 de monede. V-au părăsit. Sau, nu știu, unul dintre voi a plecat. Unul dintre voi a plecat. Din ce motive? Nu știu exact. Nu am investigat motivele, ci ceea ce gândesc. Poate că intuiția unui a spus, băi, celălalt nu e corect, pentru că 7 de spade minte fură înșală. Poate să fie doar la nivel emoțional. Cum am spus, nu arată ce simte și atunci, păi, dacă nu arăți ce simți, este doar un început să nu arăți și alte lucruri. Intuiția. Cuiva a spus că unul trebuie să se transforme. Celălalt e deja transformat, dar unul trebuie să se transforme, să-și depășească ego, mândria, impulsurile, eventual, sexuale. Transformare. Wow. Ia, am văzut mai devreme regele de monede, parcă, și 9 de monede, da, tot aici, dați în urmă. Iar apare regele de monede și preîmpărăteasă. 9 și cu 1, 10, adică se poate manifesta un cuplu stabil. Dar pentru asta trebuie să se riște, trebuie să o ia de la 0. Cine trebuie să o ia? Cine trebuie să o ia? Curățăm cărțile pentru numărul 2. Gândesc că dacă sunteți femei independente, sunteți minunate și că oferiți sfaturi, 6 de monede, sfaturi cu atâta generozitate, voi oferiți celor săraci. Voi oferiți. Și sunteți un exemplu de generozitate, de reciprocitate în relații, de relații de la suflet la suflet. Asta gândesc. Și cu ei și cu alții sunteți un exemplu. Ce își doresc? Ia uite,
Marele preot. 7 de bâte. Iar conflicte. Conflicte, 5 de spade în legătură cu acest nou început 0. A trebuit să o ia de la 0. Mai dăm o clasice. Ia. Wow, ce frumos! Soarele, ce-și doresc să fie cu voi? Turnul! Wow, scuzați-mi, trebuie să le mai acopăr, da? Turnul, ați ales turnul, revine turnul, într-un mod neașteptat. S-a întâmplat ceva între voi, nu știu, pasiune mare, nebunie. 10 de bâte, nu știu cât dacă ați fost împreună sau cât pe ce, dacă v-ați rupt hainele, ce ați făcut, v-ați iubit. Dar apare o altă persoană în context. În viața voastră, în viața lor, apare 5 de spade conflictele. Sau pur și simplu, dacă nu e altă persoană, este familia sau niște viziuni impuse de societate, cum că bărbatul poate, aia și femeia nu poate. Interesant, aici este un bărbat cu două femei, aici este un bărbat cu o singură femeie. Soarele. Și fericiți la maxim. Doi de cupe. Aici este. Eventual, dacă au o relație karmică, da, care stau pe loc, știm când mai calcă pe lângă, ca să nu se plictisească, sau voi ați fost a treia persoană, față de care s-au îndrăgostit într-un mod, eu știu, unul dintre voi posibil să fi fost căsătorit sau, dacă nu căsătorit, să fi învățat în familie, ai mă, băiatul, tati, lasă, că bărbații trebuie să aibă cât mai multe experiență. N-ar fi problema asta decât mai multe dacă ar fi conștient și de aspectul care ține de aspecte care țin de sănătate și, în primul rând, de dreptate, de loialitate și... Da. Și nu în paralel. Dacă tot ai mai multe relații, măcar să fie... Să nu fie în paralel. Să nu pui un personaj în triunghi amoros. În fine. 7, da. Ce-și doresc? Hei, ce să mai... Dacă sunt bărbați, să vă descopere, să vă exploreze. Da? De dimineața până seara, de seara până dimineața. Să vă... Ce să mai... Să fiți fericiți, nu cu celălalt. Asta își doresc. Totul. Soarele este totul. Frumos. Dar sunt conștienți că trebuie să vă cucerească. Am senzația că totuși v-au pus într-un triunghi amoros. Din greșeală, din negreșeală, le este dor trei de bâte. Sau poate voi, sau poate, nu știu, unul dintre voi, pentru că apare mincinosul, cel care fuge, pleacă. Și intuiția cuiva spune, mă, e ceva neregul aici. Dacă a fost un grad de manipulare, trebuie exprimat, trebuie vindecată tendința de a manipula și de a exprima adevărul. Da, în fine. Nu știu care, voi știți. Da. Iar sărutul ăsta. Trei de bâte. Și iar apare steaua, vedeți? Vedeți? Ia. Aici steaua. Sărutul ăsta care vine, probabil că-s drumuri, veniți, plecați, vă întâlniți și când vă întâlniți, nu vă mai lăsați unul pe celălalt, vă îmbrățișați și vă sărutați până la răsăritul soarelui. Dar aici e problema. Dacă, când se zice, interesant, trei de bute și șase de... E o călătorie, e o distanță, poate cineva e căsătorit în altă parte. Marele preot, rog frumos, clarifică, marele preot. Este dor de voi, aș spune. Cu trei de bute este dor de sărutările voastre, de îmbrățișările voastre. Ce-și dorește? Să vă mânghe pe față, să vă mânghe... Ia uite, mai... Dacă nici acesta nu e căsătorit, cine mai e? Regele de mândrețe și împărat, și marele preot. Nu e căsătorit, da. Aici sunt două persoane, aici este doar una. Aici este. Și-ar dori, ia uite, temperanța, să se vindece de relația, ia uite, să se vindece de spânzurarea, de relația karmică în care stă pe loc, ia uite, care probabil vrea să facă dragoste și nu are cu cine, că, na. Așa. Respectiva, probabil se gândește la bani, cu 8 de monede. Și-ar dori să fie căsătoriți cu voi. Ce-și dorește regele de monede să fie căsătoriți cu voi. Unele dintre voi aveți un grad de
pudicitate pe care probabil nu l-au mai întâlnit și asta atrage. Și asta pentru că unele dintre voi nu vă oferiți oricui, oricând, oricum. Și bine, 7 de monede. Din punctul meu de vedere, felicitări. 7 de monede. Oh, smute. Cum v-ar cuceri? La un pahar de vin. Și apoi, o cutie de bomboane. Și o călătorie. Sunt conștienți că trebuie să vină înspre voi. Își doresc să vină cu faetonul. Dar dacă până acum relația dintre voi a fost mai secretoasă sau ei s-au manifestat mai puțin deschis cu 7 de spade și cu valetul de monede, mai puțin deschis. Au fugit de... N-au vrut să arate, interesant, n-au vrut să arate emoțiile. S-au bucurat de ceea ce văd, de emoțiile pe care le exprimați voi când sunteți cu ei, dar ei n-au vrut să arate emoțiile, eventual. Ce își doresc? Își doresc foarte mult să fiți față în față, să vă îmbrățișați, să vă sărutați, să vă iubiți, să vă priviți ochii în ochi când faceți dragoste. Eventual să... și-ar dori să vă fac un masaj, să mergeți cu mașina, să faceți dragoste în mașină. Da. Ce își doresc? Și soarele. Mai gata, ui. Ai și foarte multe cărți, probabil multe dorințe sexuale. Ia uite. Să schimbe energia. Aici. 9 de spade. Își fac griji. O să-i alegeți, nu o să-i alegeți pentru că ceva s-a întâmplat. Pasiunea, nu știu dacă s-a dus din partea lor, dar posibil din partea voastră să se fi dus, că de-aia e turnul invers. S-a dus flacăra pe apa sâmbetii, s-a dus din cauza altor persoane, din cauza altor responsabilități. Și își fac griji. Acum ideea este cu 10 și cu soarele. 10 este octombrie, apropo. Poate pe 19 octombrie să vă întâlniți și să schimbați, dintr-un sărut, să schimbați atmosfera întreagă și să vă, nu știu, să vă bucurați. Da, iar apare călătorie. Să vă reîntâlniți la o călătorie și să se schimbe întreaga energie. Să vedeți cât de ferice sunteți împreună. Deocamdată asta își dorește, visează. Ce intenționează acest personaj? Curățăm cărțile. Curățăm cărțile. Ce intenționează? Ce intenționează? Numărul 2. Cu siguranță sunt foarte atrași de natura voastră, de vulnerabilitatea voastră și de natura voastră foarte, foarte sensibilă. Cavalerul de cupe, 5 de monede. 5 de monede apare și 7 de cupe. Visurile și sentimentul de frig după ce apare separarea, da? Separarea s-a produs, da? Și vă simțiți în frig, în ceață. A fost frumos când a fost... Încă mai visează la cel frumos, dar s-a pierdut ocazia. Ce intenționează? Hai să vedem ce intenționează. Uite, să renască frumos judecata. Să vă împăcați, să renască frumosul acela care s-a simțit între voi. Ia uite lumea. Regele de monede, măi, cineva e căsătorit la distanță sau are o familie sau are niște responsabilități foarte, eu știu, un job la distanță. Cavalerul de cupe, clarificăm cavalerul de cupe. Ce intenționează? Să fie romantic. Ce-ar dori să fie romantici? Poate chiar să-și ceară scuze. Să vină să exprime parte din emoțiile pe care nu le-a exprimat. Că am zis, a fugit de exprimarea emoțiilor, a fugit de emoții, a fugit de... Cavalerul de cupe, clarificăm, hai. Clarificăm. Ia uite. A fugit de implicare, trebuie să-și ceară scuze. Valetul de monede care nu se implică, regele de monede care e foarte... regele de monede este... Sunt de pământ ambele. Taur, fecioară, capricorn. O natura noastră, a lor, eventual. Da, și asta a adus separare. Turnul și 3 de bâte. Asta, ia uite, soarele, a fost frumos. A fost soarele, diavolul și steaua. A fost atât de intoxicant de frumos.
Și cu potențial de vindecare a tuturor traumelor și adicțiilor și fricilor și stagnărilor din alte relații karmice și ce mai vreți voi să mai ziceți, mai adăugați și voi în gândul vostru. Dar acest personaj nu s-a implicat. Valetul de monede, studiază, ție ce-ți place, tu ce vrei, ia să vedem ce am să-ți ofer, studiază. Da? Regele de monede are multe de oferit, e generos, e stabil, e protector. Asta e. Dar nu a oferit nimic și trebuie să-și ceară scuze. Asta e intenționat. Dacă ar veni, probabil că și-ar cere scuze. Pentru că asta a provocat, de fapt, turnul și plecarea, trei de bâte, pregătirea de călătorie a celuilalt, al cuiva, nu știu, al vostru, al lor, al cuiva. Turnul, interesant. Dacă până acum nu s-au implicat, vor să vină cavalerul. Într-un mod neașteptat să facă această călătorie. 5 de monede. Speră. Încă speră. Și 3 de monede. Pardon. Și 3 de bâte. Tot speranță reprezintă. Ia uite, iar octombrie apare. Iar arată norocului. Iar între 5 și 10 se dublează 5. 5 înseamnă schimbare, dar 10 înseamnă schimbare de 360 de grade. Nu doar așa o mică schimbare, că mi-am schimbat bluza sau culoarea părului. Nu. E o schimbare mult mai intensă. Întâlnirea asta predestinată trebuie să renască într-o anumită formă. Nu mai poate să stea în frig, în ceață, cu alte persoane care nu-i satisfac, nu-i... Da? Vor să acționeze. Trebuie să sunt conștienți că trebuie să acționeze. Nouă de cupe și împărăteasa. Ce poate fi mai frumos? Speră nouă de cupe, cum am zis mai devreme? Că vor fi alături de persoana pe care o iubesc, împărăteasa. Da? Voi sunteți într-un anumit fel, da, soarele și împărăteasa, totul. Din anumite puncte de vedere sunteți totul. Poate nu financiar, dar emoțional, spiritual, eu știu, conceptual, judecata. Stă să. Da, trebuie să o ia de la zero și să construiască. Cavalerul de monede, cel mai potrivit, să construiască, vedeți? Ia. Să reconstruiască turnul, a zis, pentru cel care nu vrea separare și vrea împăcare judecata, cavalerul de monede, fecioară de obicei, că e mai ordonată, deși nu toate fecioarele sunt ordonate, da, determinată, ceva, o latură din noi, din fecioară, din casa șasea, să înțeleg, sau din latura noastră pământeană, că toți avem acest aspect, Taur, Fecioară, Capricorn. Este un aspect al nostru în care construim sistematic, ordonat, această relație. Asta intenționează. Nu știu când acum. Iar nici asta nu pot să spun pentru că e talare colectivă, foarte generală, dar intenționează să o lua de la zero și să... E vorba de voi, nu de altcineva. Dacă voi ziceți că nu cu mine, cu altcineva, e problema voastră. Dar apare judecata la voi, ce intenționează să judecă și să renască relația cu voi, zero. Să ia de la zero cu voi, ca să înseamnă renaștere, da? Zero. Și să construiască. Cum acționează până la urmă, curățăm cărțile. Pentru că speră turnul și speră. Într-un mod de aștepta vrea să vină și să exprime speranță. Tot la o călătorie, trei de bâte apare iar de două ori. Șase de cupe, împăcare. Cum acționează? Probabil că vor veni cu flori, șase de cupe, cavalerul de cupe. Vor încerca, deocamdată visează cum să muncească, să creeze această oportunitate. Da, probabil vor încerca să vină cu un cadou, cu o anumită formă de romantism. Nu dacă cu flori nu, dar cu o anumită formă de romantism. Împărăteasa invers. Interesant. Și regina de monede.
Probabil că au o mamă sau o soție de care trebuie să se separe pentru unii dintre ei. Sau, ce mai au, unii dintre ei au tendința de a vedea femeia ca pe un obiect sexual. De-aia probabil că a fost și în triunghiuri amoroase și, da? Și a fugit de emoții, a fugit de vindecare, a fugit, dați în urmă și citiți și ascultați. Și aici este, trebuie să se transforme dacă vor să se bucure de o relație profundă, de totul, de acel soare, de acea binecuvântare pe care doar împreună a simțit-o, 4 de monede. Să încerce să un soi de investiție. 6 de cupe. Hai să vedem. Clarificăm 6 de cupe. Ține în continuare foarte mult la voi. Dar. Deocamdată asta nu scărți. Ia uite. Faietonul și 9 de spade. Ar spune că să lase în urmă. Să lase în urmă un fost, o fostă. Și să vină înspre voi, înspre soare. Că faietonul merge înspre stea, înspre soare, da? Spre stea merge faietonul, înspre destinul său. Ar trebui să lase în urmă un fost, o fostă. Dar își face mari griji în privința acestei călătorii. Cum vă veți împăca? Mari griji! Ia uite, judecata, vorbeam de împăcare. Mari griji! Să lase în urmă ori un fost, o fost, ori pe cineva din copilărie, ori o influență din copilărie, mama care a influențat în copilărie sau tatăl. Ne clarificăm împărăteasa invers. Ia uite. Cavalerul de cupe, iar apare cavalerul de cupe și lumea. Cavalerul de cupe e romantic. Romantic, dar nu stă. Nu oferă creștere. Aici este să pună capăt cu lumea. Acestui tendințe poate a avut peste hotare sau acolo unde se ducea, dacă știți că are relații peste hotare sau are drumuri peste hotare acest personaj, probabil că acolo e problema. Acolo e sărăcia și emoțională și financiară pentru că are parte de un personaj imatur. Poate interesant are un copil și o mamă care nu prea se implică în relații. O mai zic și pe asta. Da. Și vor să pună capăt acestei. Lumea înseamnă încheiere de capitol. Acelei relații. Și să vină înspre voi. Iar o chestiune mai de durată. Apare asul de cupe. Interesant. Să se manifestă ceva noi. Nou. 4 de monede. Cum acționează. Sau dacă nu e vorba de mamă, de copil, o chestie de imaturitate, de sexualitate. 6 de spade. Ar trebui să fac, am început cu 6 de spade, termin cu 6 de spade. Ar trebui să fac această călătorie, dar a venit așa cam... Nu știu exact, pentru că a venit cartea un pic... incert. Nu știu exact dacă va face această călătorie, dar măcar se gândește. Asta intenționează. Nu, acționează, pardon. Va acționa, dar deocamdată ori își pune bani de drum, ori încearcă să-și manifeste stabilitatea după marile schimbări prin care trece. La nivel personal, nu cu voi. Separările de această împărăteasă, care e cuvântul? Neinvestită, nevaloroasă, e o falsă împărăteasă, este un personaj feminin, mamă, sau soție, sau relație, sau personaj karmic, care își folosește feminitatea într-un mod toxic, sau poate ei au această viziune, poate ei își folosesc feminitatea, bărbați, femei, nu contează, pot să fie bărbați care își folosesc frumusețea doar să impresioneze romantic și apoi pleacă. Sunt multe variante și asta trebuie să încheie acest capitol. Ca să vină înspre soare, înspre fericirea pe care în brațele voastre o găsesc, aș spune. Iar am vorbit, nu, dar asta e. Mesaj. Numărul 2. Wow. Numărul 2. Lucrurile sunt mai profunde decât par. 22 să fie important pentru unii dintre voi. Numărul vostru de data voastră de naștere, numărul vostru de destin. Lucrurile sunt mult mai profunde decât vedeți voi. Iar cumpăratul, cumpărăteasa și cu marele preot, e o mamă, ori e soția, ori e mamă, o mamă care nu e prea... Ok. Sau, repet, sau așa au învățat în familie, că femeile sunt doar de folosință sexuală. Asta e.
Și iar îmbrățișați-vă emoțiile, ceea ce nu prea au făcut ei. Sau cel puțin unul dintre voi. Nu prea. Cam atât deocamdată. Sper că v-a plăcut. Chiar dacă uneori mesajele sunt mai neplăcute, sper că totuși nu vă feriți de adevăr. Nu uitați că uneori etalele vin și invers. Energiile pot să vină invers. Și ceea ce zic despre voi să fie energia, ce despre ei să fie energia voastră, fiți atenți, discerneți, da, cu sinceritate. Am văzut împăratul la un moment dat, acum, și-ar dori stabilitate cu voi, aș spune. Ia uite ce frumos, roata norocului. Roată. Își doresc, apropo de dorință, să fac această călătorie a vieților, să vă împăcați, să fiți fericiți împreună. Ia, ce frumos. Și să fie stabil cu voi. Cu voi, nu cu personajul, un personaj care înșală sau care îi, într-un fel sau altul, îi determină să înșele. Am spune că, până la urmă, dacă tu vrei să fii un om corect, nimeni nu te poate determina, dar știți cum e? Gândul e gând. Iar, cam atât e deocamdată. Sper că v-a plăcut. Hai să vedem. Magda. Calul. Cei care ați ales numărul 3. Calul. Calul, știți că adesea calul în tarot este reprezentat. Am uitat. Nu mai contează. În tarot, calul simbolizează cavalerul. Cavalerul de cupe, de bâte, de aia. Dar, adică, cel care vine, pleacă. Dar nu e vorba doar de asta. E un sentiment de libertate. Probabil acest personaj are un sentiment de libertate special, dar poate că și voi aveți. Acum, poate să fie libertate versus libertinaj. Una e să fie un personaj care vrei să explorezi viața, locurile, să călătorești, să-ți extrazi învățăminte și una e să te culci în stânga, în dreapta, să ai relații peste tot ca, eu știu, marinari în fiecare port câte o iubită. E o mare diferență, da? Dar, hai să vedem. Calul. Poate că unii sunteți născuți în zodia calului, în zodia cu chinezești. Ce simte pentru voi? Ce simte pentru voi? Numărul 3. Ce simte pentru voi? Wow! Asta a fost prima. Apoi acesta. Wow! Soarele. Soarele și luna. Și ziua și noaptea, se gândesc la voi. Le luminați și ziua, le inspirați acțiune, cavalerul înseamnă acțiune. Le inspirați acțiunile și ziua, le inspirați, să zic, și visurile noaptea. Și 3 de cupe. Ce simt? Posibil să fie niște secrete. Posibil, dar pentru unii nu obligatoriu să fie o relație secretă, un triunghi amoros în secret, dar ce simt soarele, în primul rând. Și pentru mine această carte, în mod special, nu alte 3 de cupe, aceasta, în mod special, mi-aduce aminte de cele 3 grații. Simte că este binecuvântat, binecuvântată, avându-vă în preajmă. Este un mister cum de ați ajuns să fiți împreună prin cercul lor de prieteni, de cunoștință, de vecini, de ce o mai fi. Ia uite, 9 de cupe, fericire, emoții. Ar merge chiar acum spre voi. Ia uite, 10, iar roata norocului și faetonul, iar apare 10 octombrie, da? Ar lăsa toate durerile în urmă și ar veni înspre voi pentru că voi le umple sufletul de bucurie. Clarificăm soarele. Ce mai poate fi clarificat? Mai? Wow. Soarele, 7 de monede și 2 de spade. Dar, e o distanță între voi? E o distanță și posibil voi să-i fi blocat într-un anume fel. Dacă voi sunteți aici soarele, persoana aceasta radiantă, optimistă, înaltă, inspirantă, posibil să fii blocat pentru că, vedeți ce interesant, 7 de monede,
E un muncitor, e un om simplu și aici este o persoană foarte. Ea să fie o diferență, nu musai financiară, cât diferență energetică. Și aici trebuie să se aleagă, să se gândească. Cum să manifest acest soare? Trebuie să mă implic, trebuie să muncesc, trebuie să creez, să creez stabilitate, să creez această 7 înseamnă relații de lungă durată, să creez relația. Dar pentru asta trebuie să aleg. Să las în urmă ce, dragii mei? Confuziile, opțiunile, poate niște prieteni din copilărie, poate niște relații, niște foști, foste, luna. Care e pe luna? Ce simt? Ia, vai, dar ce cărți aveți și voi! Luna și împărăteasa. În secret sunteți soarele și împărăteasa, asta simt. Sunteți totul meu, totul. Cea mai frumoasă, cea mai deșteaptă, cea mai caldă, cea mai iubitoare femeie sau personaj pe care i-au întâlnit. În secret și-ar dori să fiți mama lor, soția lor, prietena lor, iubita lor. Ia uite, regele de bute. Câtă pasiune poate să aibă omul ăsta pentru voi? Se simt legați, se simt legați mental de această atracție. Trei de cupe. Obsedați, un anume tip de obsesie. Eremitul. Dar, dacă mai e o altă persoană în viața lor, trebuie să aleagă. Iar turnul, apare și la voi separarea, turnul. Schimbarea. Simt că aș spune că trebuie să crească și spiritual și pe mai multe șapte înseamnă muncă în grădina personală, eremitul, căutare în întunericul, în umbrele personale, în întâlnirea cu demonii personal, da? Ca să ajungi la stea, la lumină, la destin. Sunt conștienți că dacă vor să fie cu voi, să aibă parte de această binecuvântare, care ar putea face parte din destinul lor într-un anume fel, ar trebui să renunțe la un anumit tip de anturaj și chiar dacă e tăcere între voi, speră acest personaj că veți fi împreună cândva. Iar e separare, e tăcere, e un moment de alegere. Fecioară, Taur, Balanță, Pești, Rac, Scorpion, Leu, Balanță. În fine, cam asta e. Ce simt pentru voi? Nu știu, eu așa simt. Simt că, deși e tăcere cu doi de spade, cu șapte de monede, cu eremitul și cu luna, e tăcere între voi, e distanță și cu turnul separare, acești oameni tot speră. La un moment dat, cândva, nu știu când, speră. Curățăm cărțile. Speră că veți fi împreună. Că se vor transforma. Ce gândește? Șapte de bâte. A pierdut ocazie. A pierdut ocazia vieților. Dragostea aceasta a pierdut-o din cauza conflictelor, a altor prieteni, a mediului, a multor. Poate chiar a conflictelor interioare. Ce gândește? Că voi încercați să-i blocați, sunteți voi defensivi, dar speră, trei de putere. Ia uite, speră, da, au. Unul dintre voi trebuie să se vindece, nu știu care, de minciunile pe care celălalt l-a lansat. Nu pot să zic că voi sau ei, voi știți care ați mințit. Magicianul și șapte de spade, manipulări, minciuni. Posibil unul probabil că avea la distanță, peste hotare sau la drum, o mamă sau o soție care e influențat. Posibil. Dar ei și-ar fi dorit să fie cu voi. Își doresc să fie cu voi. Trecând peste ce este acolo, trei este speranță. Speranța
Că voi sunteți soarele împărăteasa lor și... Da. Păi, ia uite, regina de bâte și nouă de cupe. Voi le-ați dat multă încredere în ei. Și ia să mai vedem. Ia. Ce mai e extraordinar. Prea multe. Ia uite, 7 de cupe, da. Conflicte, influențe, da, visează. Au multe opțiuni, da, ok, au niște prieteni, nu știu cine știe ce, foarte conflictual, foarte, care vorbesc curat, eventual prieteni care vorbesc curat, posibil un mediu, așa, au opțiuni care nu știu cine știe ce, dar, ce gândesc, voi sunteți o valoare, între toate opțiunile, toate influențele negative, voi sunteți o valoare, asta sunteți. Ia uite, 9 de monede și cu astăzi, voi sunteți ceva, împărăteasa și împărăteasa, da. Apar blocaje din cauza acestei suferințe. E o mare diferență între voi. Sau sunt multe diferențe. Iau de 5 de bâte. Clarificăm 7 de bâte. Da. Nu și-au deschis sufletul. Le este foarte greu să-și deschidă sufletul. Sunt conștienți că trebuie să-și deschidă sufletul, să se lupte pentru voi, dacă vor, trebuie să se lupte. Trebuie să investească, trebuie să muncească, trebuie să depună efort, clar, punct. Până acum au stat cu mâinile în sân, unii dintre ei. Că e diferență, că ăla e mai vibrant, ăla e mai puțin, că ăla e mai educat, ăla e mai așa. Nu contează când vrei o relație. Când ești fericit, din punctul meu de vedere, mi se pare normal să te lupți. Am senzația că nu prea s-au luptat. Au stat în aceste relații karmice, au stat în... Eu știu ce am învățat acolo acasă... 3 de bâte. Dar gândesc că țin în continuare foarte mult la voi și că sunt conștienți că ar trebui să se lupte. Ia uite, trebuie să aleagă. Te gândesc că e cazul să aleagă. Ce fac? Expansiune sau stau pe loc? Expansiune, 3 de bâte, da? Călătorie către iubirea vieții mele sau, ia uite, călătorie. I-am zis, mă, călătorie către iubirea vieții mele, către dragostea vieții mele, da? A lor. Trebuie să aleagă. Ia uite. O relație stabilă, fericită, pasională, cea mai faină, da, care va fi invidiată. Dar trebuie să te lupți pentru așa ceva. Nu-ți pică în sân. Da, e o binecuvântare să fie în preajma voastră, dar pentru asta trebuie să te lupți, nu să te duci. Da, regretă. 5 de cupe. Regretă. Confuziile, discuțiile, jocurile mentale, faptul că s-au lăsat influențați de alții și nu au manifestat, au pierdut această ocazie. Regretă. Probabil că îi inspirați să devină stabili, să devină deschiși, comunicativi, să manifeste adevărul versus... Unde văzusem? Aici văzusem? Nu, la cealaltă. Versus conflicte mentale sau confuzii. Regretă că și-au pierdut timpul cu opțiunile. Și că s-au lăsat influențați de prieteni, de familie, în loc să pună osul la treabă și să se lupte pentru această oportunitate specială care a fost între voi. Curățăm cărțile. Curățăm cărțile pentru numărul 3. Ce își dorește? Numărul 3. Ce își dorește? Deocamdată visează la voi. Se uită la pozele voastre și plânge unii. Dacă aveți poze, nu știu. Da, 5 de monede. Schimbarea, după 4-5, să fie deschis, să producă această schimbare și să fie deschis să comunice cu această vioară, să comunice, poate mai expresiv, emoțiile pe care le simt. Deocamdată vă urmăresc, de alte. Deocamdată vă urmăresc. Cu ochi de vulturi. Ce-și doresc?
doresc foarte, foarte mult să vă sărut pe copilul. Extraordinar, împărăteasa de două ori. Ce sunteți, doamnelor? Și soarele, și luna. Am zis că sunteți totul pentru persoană. Treziți Kundalini și cavalerul de bâte. Dacă ar putea, v-ar fura chiar acum. Răpirea din serai pentru mine. Cavalerul de bâte e răpirea din serai. Da, plimbare, iubire, eu știu, în timpul unei călătorii. În ce sens? Poate că ei fac drumuri și când vă întâlniți, e chestie de drumuri. În fine, împărăteasa, ce simt, ce-și doresc? Să fiți mama copiilor lor. Undeva în subconștient există această dorință. Să vă adore, măi. Să-i lăsați să vă adore. Doamnelor, să-i lăsați să vă adore. Înțelegeți ce zic? Wow. Să vă dezbrace pendelete și să vă sărute tot pendelete. Și să vă iubească, na, ca în filme. 6 de cupe. Visează, se uită la voi, se uită online. Dacă aveți ceva online, pe Facebook, se uită. Și poate mai și plânge din când în când. Dar, ce-și dorește? Să fiți... Iar, de să și clarific. În primul rând, sunteți o experiență de neuitat. Dacă ați fost sau n-ați fost, cât ați fost, nu mai contează. Ia uite. 5 de monede, 4 de cupe și 4 de bâte. Reapare, am văzut mai devreme, 4 de bâte, care înseamnă flăcările gemene, da. Unul dintre voi a refuzat din diferite motive această relație. Posibil că ei încă mai aveau o relație karmică la care se uitau. Se tot uitau în trecut, tot aveau de făcut călătorii, de aia 5 de monede, v-ați lăsat, v-ați simțit abandonați, abandonate, eventual. El, în mod special el. Ea este foarte tentantă. În orice, e soarele, e roșie, e o atracție fatală, să zic. Dar el tot timpul se uita în urmă. Așa un pic mai trist. Dar își dorește acum, cu 5, care înseamnă schimbare, să nu se mai uite în urmă. Și să se poată bucura de voi. Să încerce să vă bucurați unul de celălalt. Să fiți copii, să râdeți, să vă iubiți, să vă iubiți râzând, să... În fine, da, deocamdată visează. Că va fi o nouă dragoste după ce și această dragoste va vindeca orice suferință, 10 de spade. Multă suferință a fost. V-a simțit rădat. Ia uite, turnul, iar apare iar. Turnul apare de 2 ori, turnul. O situație excepțională, neașteptată, ori gelozia cuiva din trecut, a unei foste, ceva a fost. Și întâlnirea dintre voi a fost trăsnet. Dar deocamdată visează. Că veți fi iar împreună și vă veți vindeca și vă veți bucura de această mare dragoste împărăteasa ce-și dorește. Iar luna și 2 de bâte, da? Trebuie să aleagă între o relație secretă și o relație publică. Nu poate. Împărăteasa nu poate să fie o relație secretă, pardon. Așa cum nici marea preoteasă nu poate să fie amantă, pardon. Probabil trebuie să aleagă între voi și mamă, nu neapărat că ar fi, Doamne, ferește ceva, Iura, dar influență maternă pentru unii dintre ei. Sau un alt personaj. Pentru că 2 de bâte înseamnă alegeri. Dar ce-și dorește? Să ieșiți la o... Să aveți o întâlnire romantică seara, care se va lăsa cu iubire, iubire pătimașă, cu adorarea marii împărătese. Trezirea lui Kundalini, lui, îi zicem lui sau ei? Voi le treziți energia aceasta, Kundalini, despre care probabil nici n-au auzit, nici nu știu cu ce se mănâncă. Nu se mănâncă, dar se creează. Kundalini creează, e o forță creativă. Voi sunteți o forță împărăteasă, o forță creativă și soarele, cu siguranță, Kundalini la voi este trezită. Un dragon răpitor. Uh-huh.
Periculos de frumoase sunteți în ochii lor. În ochii lor sunteți periculos de frumoase, aș spune. Misterios cu luna. Dar ce-și doresc o întâlnire la ceas de seară. Bine, acum se întunecă mai devreme, va fi mai ușor. Ia uite, justiția, dar trebuie să se separe de, ia uite, ori un divorț, ori de influențele mentale negative ale unora și soriște de la zero cu voi. Altfel, se manifestă doar o aventură, dar voi știți că nu, voi nu sunteți de o aventură, măi, pisii, împărăteselor, nu sunteți de o aventură. Cavalerul de bute. Cavalerul de bute. Dar v-ar fura totuși. V-ar fura. La o cină romantică v-ar îmbăta un pic și ar îndrăzni niște lucruri mai extravagante. În ideea că să uitați de suferință. Să uitați. Să uitați. Însă aici e problema, că trebuie să aleagă. Acest personaj trebuie să aleagă între a manifesta acest tip, nu cred. Deci totul rămâne la nivel de conflict mental și de vis. Visează că vor fi împreună cu voi și cu persoana cealaltă acolo. Nu, nu. Aici trebuie să aleagă. Altfel rămâne cu visul și cu lacrimile și cu regretele eterne. Pentru că voi nu veți accepta așa ceva. Dar visează că vă veți pierde emoțional în brațele lor, că vă veți pierde controlul, că vă veți duce într-o călătorie și va fi un amor nebun. Însă, dintre toate aceste dorințe, cea mai sănătoasă este patru de... de bâte, relația stabilă pe care o puteți manifesta dacă s-ar implica. Dacă s-ar implica, în fine. Curățăm cații pentru numărul 3. Mai am un pic să lumină. Numărul 3. Ce își mai dorește? Nu știu, să fiți jucăuși cu cavalerul de bâte și patru de bâte, să fiți jucăuși. Să fiți exploratori, să vă duceți în excursii, nu doar așa la întâlniri, în excursii, să vă iubiți pe malul mării, prin apă, prin deagăne, prin mașină, prin ce intenționează valetul de bâte, să comunice, poate. Să comunice că vă doresc, asta o știți oricum că vă doresc. Ia uite. 5 de bâte. Să se lupte pentru 10 de cupe. 10 de cupe soarele, varianta mica soarele, pentru această fericire și 5 de cupe. 5 înseamnă schimbare, aveți foarte mult 5. Intenționează. E o separare care aduce multă suferință. Dar deocamdată plânge... interesant. Unii dintre ei plâng, regretă. Aici este o viață. O viață foarte întunecoasă. Eremitul în acest context își analizează greșelile, prietenii de proastă calitate, eremitul, prietenii de proastă calitate, care le-au adus multe opțiuni, multe confuzii, multe conflicte, multe regrete, au petreceri, aventuri... Și cu voi era cât pe ce, dar totuși sunteți împărătese, măi, 2, 3 într-unul, nu știu câte sunteți, dar de două ori și soarele și luna. Hai, clarificăm, valetul de bute. Încă un picuț, știu că a fost detalarea mai lungă, dar sper să vă satisfacă. Valetul de bute. Am vrut să fie un pic altă, să nu fie chiar așa scurtuță, că n-am mai făcut-o de mult și pe urmă încep zodiile pentru octombrie, da? De acord, da? Spune că valetul de bute. Ce intenționează? Ia uite, regina de cupe. Să inițieze dragoste, sună frumos, pentru că a pierdut oportunitatea. Se exprime dragoste și pasiune. Cinci de bute. Cum se luptă pentru această dragoste? Cinci de bute. Cum vor ei să se lupte?
Fericirea asta, am zis, este foarte invidiată. Nu fericirea, prezența voastră în viața lor este foarte invidiată. Ia uite ce e aici. Trebuie să o ia de la zero. Zero de zero de două ori. O nouă relație și cu voi și o nouă relație și, aș spune, cu ei. Să renunțe la cer, am zis, să regretă cercul lor de prieteni. Asta este o situație la distanță. Trebuie să comunice, să se implice. Casă, asta au venit așa, casă ce? Ca să manifeste stabilitate, că probabil acești oameni nu sunt foarte stabili, dar ar putea în timp eventual să-și găsească încrederea, să fie stabil, să se vindece și să... Steaua și asul de cupe. Dragostea față de voi îi vindecă. Și dacă și voi le oferiți atenție, grijă și mai mult, dar e de așteptat, e de lucru. E de lucru, am văzut 7 de monede. E de lucru pentru acest soare, pentru această nouă dragoste, pentru această dragoste, sau mai bine zis, predestinată. 5 de cupe. Stai, vreau și cu asta. 5 de cupe. 5 de cupe. Ia uite, cavalerul de cupe. Cavalerul de cupe invers. Da, niște, ia uite, și eremitul. Se analizează, își dau seama. Mai, ce am făcut mai? Prea multe petreceri, prea multe du-te vino, nu m-am implicat emoțional, în niciun fel cu nimeni. Mai dăm o carte. Aș spune că se analizează. Posibil. Ar fi bine. Ar fi mare lucru. 2 de 0, unul lângă altul, posibil că se gândesc ce intenționează. Ah, interesant. Probabil că le este frică ca nu cumva voi să o luați de la 0. Că sunt 2 de 0, da? Și ei trebuie să o luați de la 0 și voi trebuie să o luați de la 0, că e turn, e separare. E separare între voi acum. Și le este teamă. Cu 5 de vâte e conflictul. Aoleu, dacă își găsește pe altcineva, că persoana asta chiar merită. Regina asta de vâte, împărăteasa asta, soarele ăsta chiar merită, asul de cupe și staua merită alt personaj, mult mai strălucitor. Ce fac? Interesant, vorbeam de împărăteasă și apare împărăteasa. Clarificăm 5 de cupe și cavalerul de cupe invers. Hai, încă un picuț. Uite, faetonul. Asta este. Trebuie să aleagă, să meargă înspre ce? Înspre ce? Am zis eu de atâtea ori, faetonul merge înspre stea, înspre vindecare, înspre vindecarea sufletului lor, a stilului de viață, fluctuant, trecător, poate și a unor relații karmice care au ținut. Uite, să lase în urmă, iar călătorie. Relații dezechilibrate, curățăm cărțile încă un picuț. Intenții. Clarificăm. Arată mai bine. Cum va acționa acest personaj? Că văzusem ceva. Cum va acționa? Faetonul. Interesant. Faetonul de două ori? Ba chiar de trei ori. Poate vor să-și ia mașina ca să vă impresioneze sau să vă invite la o călătorie cu mașina. Dacă e faină, de ce nu? Călătoria, nu mașina. Călătoria, că aveți aici un dating romantic, da, o romanță, o întâlnire, un restaurant, ceva de picnic, acum mai greu decât dacă sunteți în sudul Europei sau eu știu pe unde. Nu știu. Faeton. Interesant, știți? 16 se reduce la 7. Turnul atrage faetonul. Această răsturnare de situație vă obligă, mai ales pe ei, să ia decizii importante care i-ar putea vindeca de multe traume și i-ar putea aduce mai aproape de destinul lor. Probabil că inclusiv cu voi, mai mult sau mai puțin. Ia. Cum acționează? Chiar au venit 4 cărți. 8 de monede, 6 de monede și 4 de spade. În primul și în primul rând, la capitolul acesta despre care am tot zis că regretă, trebuie să-și pună în ordine gândurile. Au rănit, multe persoane au fost răniți,
S-a manifestat confuzie și dezamăgire, nu s-a manifestat, cu alte cuvinte, adevărul. Adevărul este pus acolo deoparte. Nu s-a comunicat corect. Aici trebuie să-și pună ea, apropo de eremit și de analiză, patru de spade, eremitul, varianta mică, să-și analizeze viața. Ce am făcut eu până acum? Ce vreau să fac de acum încolo? Asta e chestiune de acțiune, dar este o chestiune mentală. Nu o să o vedeți voi, o spun eu acum. Acțiunea reprezintă faetonul, vor victorie. Vor să vă cucerească, vor să vă cucerească. Sunt trei cărți. Cu faetonul, clar. Cartea aceasta reprezintă mișcare, viteză, determinare, muncă. Vor să facă bani, să vă ofere, eu știu ce nu v-a oferit până acum. Îmi place că în aceste de cărți 6 de bâte este, balanța este egală. Pentru că voi meritați cât au oferit altora la un loc, înțelegeți? Au oferit foarte mult altora, voi meritați tot ce au oferit, adică sunteți foarte consistenți, consistente, două împărătese, soare, lună, ce mai aveți? Trei? Nu, două. Păi, steaua, ia. Clarificăm faetonul. Ia uite, îndrăgostiți, iar 6 și 7 sunt îndrăgostiți. Ce vor să facă? Să inițieze, iar victorie. Mai sunt ambițioși. Nu știu cum se va manifesta exact de la om la om, dar par determinați. 8 de monede. Ia uite. Trebuie să muncească un pic cu mentalul lor. Își fac griji cum să facă bani. Iar trebuie să-și transforme mentalul. 6 de monede. Pentru că le e frică că o să vă piardă. 6 de monede. 10 de bâte și lume. Iar, dacă a fost o situație peste hotare în care ei s-au implicat financiar, au avut responsabilități, ar cam trebui să pună capăt acestei situații. Da? Și 4 de spade. Ce mai e pe aici? 4 de spade. 3 de monede și 4 de monede. Da, trebuie să fie mai... cel puțin acești oameni. Țin foarte mult la voi și soluția ar fi că vor să construiască stabilitate. Vor să construiască, trebuie să construiască. Nu știu dacă vor să vă ofere bani sau vreo colaborare, iar variază de la om la om, dar... fără această fericire pe care o simt în preajma voastră, sunt derutați. Sunt derutați, umblu prin ceață, prin întuneric. Clarificăm steaua asta, te rog frumos. Ia uite, trebuie să aleagă 2 de monede între o viață toxică, adictivă, cu frici, cu probleme, cu mari probleme, cu nasoale. Așa mai pe scurt. Sau o relație 4 de băte cu ce? Cu flacăra geamănă, cu femeia divină. Asta e femeia divină, măi. Divină. Divină sunteți voi, mă, că i-ați întâlnit și îi chemați la transformare. E un anume tip de transformare. Chemare la misiunea, la vindecare, la... voi sunteți divină, mă. Of, mai glumesc și eu un picuț, am vorbit foarte mult, dar sper că vă satisface această etalare, măcar pentru o lună de zile. Sau, hai să zicem, 2-3 săptămâni, să sperăm că pot să fac mai des totuși. Ia. Ah, ce frumos, acționați de când că partenerul este aici. De ca și când e partenerul aici. 3 și cu 7, 1. Azi, unde ai văzusem? La alt număr. 1 înseamnă magicianul. Manifestare.
7 faetonul, am zis, determinarea lor să vină și să ce? 3 împărăteasă, să creeze. Pentru că meritați, măi. Da. Chiar dacă nu sunteți împreună, acești oameni învață să manifeste cum învață? Simțindu-vă în preajmă, trăindu-și viața de ca și când ar fi cu voi, și asta înseamnă că își schimbă. Își schimbă viața și fac, eu știu ce or face, nu știu, vedem. Sper că v-a plăcut. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală, numai bine. Ceau, ceau.